Salutare tuturor și bine ați venit la un workout de 30 de minute. Astăzi vom face o scurtă încălzire și după aceea vom face 30 de minute de cardio. Numele meu este Goran și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. O să începem cu brațele laterale. Încălzim încheieturile. Coatele. Înapoi. Acum rotăm brațele înainte. Înapoi. Lateral, stânga-dreapta. Rotări de trunchi. Și în partea cealaltă. Foarte bine, mâinile pe genunchi, încălzim genunchii. Și în partea cealaltă. Bun, picioarele depărtate și încercăm să ne atingem vârfurile. Dacă puteți, puneți palma pe sol sau pe covor jos. Stăm acolo încă 10 secunde. Bun. Acum ne punem jos, facem poziția fluturelui. Picioarele depărtate. Spatele drept, trunchiul sus, privirea înainte. Foarte bine, vreau să menționez că exercițiile ce le vom face astăzi le pot face și copiii, și adulții. Și oamenii mai în vârstă, nu există o vârstă limită sau un nivel. Acest nivel este pentru toată lumea, toată lumea poate încerca. Dacă nu puteți ține pasul, încercați să trageți o gură de aer, faceți pauză 5-10 secunde și după aceea continuați, bine? Acum ținem înainte. Capul jos către vârfurile picioarelor. Bun. Acum ne punem pe genunchi. Mâinile pe șolduri. Rotări de cap. Stânga. Și către dreapta. Foarte bine. Acum încălzim încheieturile mâinilor. Întoarcem înainte, înapoi, pe spatele palmelor, pe pumni. Încălzim în toate părțile. Foarte bine. Acum stăm pe genunchi, brațele întinse înainte,
capul jos și întindem umerii în jos. Încălzim foarte bine spatele, le întindem brațele înainte întinse. Foarte bine, punem burta jos acum, picioarele întinse, apropiate și ne uităm în sus. Încercați să trageți spatele înapoi. Foarte bine. Bun. Stăm în fund, picioarele îndoite, ambele brațe într-o parte și ne uităm în spate, încălzim spatele. Răsucim trunchiul cât de mult putem. Și acum în partea cealaltă. Foarte bine. Acum picioarele depărtate, vârfurile întinse, genunchii întinși. Ambele mâini pe un picior, capul jos către genunchi. Bun, în partea cealaltă. În mijloc. Foarte bine. Acum punem picioarele împreună. Îndoim unul din genunchi. Și rotăm glezna. Și înainte, și înapoi. Celălalt picior. Rotăm glezna foarte bine. Acum ne punem în poziția pup și întindem un picior în lateral. Încercați să aveți piciorul plat pe pământ, spatele drept și împingeți șoldul în jos. Împingeți șoldul în jos. Schimbăm piciorul. Împingem șoldul în jos. Dacă sunteți mai avansați, puteți pune brațele laterale și schimbați de pe un picior pe altul cu brațele laterale. Dacă nu sunteți atât de avansați, doar cu mâinile pe sol și schimbăm pe celălalt picior. Foarte bine. Acum vom face sfoara laterală. Dacă nu puteți sfoara laterală, încercați doar această poziție și mențineți 20 de secunde. Dacă puteți face sfoara laterală, puteți să încercați. Foarte bine.
Scuturăm picioarele, scuturăm brațele. Și acum să ne apucăm de treabă. Vom face un circuit de 30 de minute. Vom lucra în continuu să menținem pulsul între 120 și 140. Beneficiile acestor exerciții sunt scăderea în greutate, circulația mai bună a sângelui, vă veți simți mult mai energici și este foarte folositor pentru sănătate, bineînțeles. Ok? Să dăm drumul cu alergare ușoară. Dacă aveți destul spațiu, puteți alerga înainte și înapoi. Dacă vă permite spațiul și aveți mult mai mult loc, puteți alerga în cerc, dacă vă este mai ușor. După ce faceți câteva ture într-o parte, vă voi zice să schimbați și puteți încerca în cealaltă parte. Dacă nu aveți suficient loc, puteți face ca și mine înainte și înapoi sau pur și simplu puteți alerga pe loc, da? Bun, schimbați partea, alergați pe partea cealaltă în caz că ați alergat către dreapta, să zicem, puteți alerga către stânga. Dacă alergați pe loc sau ca și mine, continuați. Foarte bine, următorul exercițiu, pas adăugat lateral. Facem pas adăugat lateral. Dacă nu aveți destul spațiu, facem din poziție joasă, așa, către dreapta și către stânga, da? Numai dacă nu aveți spațiu. Dacă aveți spațiu, facem pas adăugat lateral, către dreapta și către stânga. Încercați să țineți brațele flexate, vă puteți ajuta de ele ca să săriți. Bineînțeles, cu cât săriți mai înalt, cu atât este mai bine. Dacă întâmpinați dureri de articulații, pur și simplu faceți acest exercițiu. Bun. Următorul exercițiu, 30 jumping jacks. Așa, brațele sus, picioarele depărtate și apropiate. 30 la număr. Și acum alergare ușoară, când ați terminat, puteți face din nou pe loc sau roată dacă aveți destul spațiu acasă sau unde vă aflați, bineînțeles.
Eu voi face față-spate, alergare înainte și apoi alergare înapoi. Dacă alergați în cerc, schimbați partea. Dacă nu, continuăm tot așa. Foarte bine, acum facem pas adăugat lateral. Foarte bine, acum vom face 30 de serituri cu picioarele depărtate și mâinile sus și înapoi cu brațele jos și picioarele lipite. Foarte bine, acum vom face faldări înainte. Dacă aveți destul spațiu, mergeți înainte și înapoi. Dacă nu aveți suficient spațiu, le puteți face pe loc. Odată cu un picior, odată cu celălalt. Odată cu stângul, odată cu dreptul. Țineți spatele drept. Îndoiți piciorul înapoi, greutatea trebuie să fie aici. Și cu celălalt picior, bine? Foarte bine, eu voi face înainte și înapoi, pentru că am suficient spațiu. Vom face un circuit de 4 exerciții. Acesta este primul exercițiu. Ultima tură. Și apoi vă voi arăta al doilea exercițiu. Foarte bine, acum al doilea exercițiu. Punem mâinile pe sol în poziție de flotare. Ne întoarcem într-o parte
apoi ne întoarcem în cealaltă și apoi mergem înapoi către picioare și sus cu săritură, da? Deci mergem jos pe o parte, când mergeți pe o parte puteți îndoi genunchii, apoi pe cealaltă și sus cu săritură. Mergem înapoi și sus cu săritură. Pentru acest exercițiu nu trebuie să aveți picioarele întinse. Puteți face cu picioarele puțin îndoite, da? Și săritură, da. Bravo! Foarte bine, dacă nu puteți ține pasul cu mine, vă puteți odihni câteva secunde și apoi să încercați iar. Ultima repetare și vă voi arăta al treilea exercițiu. Foarte bine, al treilea exercițiu, mâinile pe șonduri, picioarele lateral, lateral și înapoi, da? Întâi mene către stânga, vreau să mărim ritmul, puțin mai rapid, să creștem pulsul. Foarte bine, faceți pași mari, în față lateral și revenim foarte repede. Haideți să accelerăm puțin. Schimbăm piciorul, acum începem cu dreptul. Mărim ritmul, mărim ritmul. Puțin mai repede. Foarte bine. Următorul exercițiu. Vom face bicicleta. Puteți face pe marginea canapelei sau dacă nu aveți canapea sau un scaun în jurul dumneavoastră, puteți face jos pe sol, da? Cam așa arată, ne ținem pe spate, brațele puțin lateral și facem bicicleta. Încercați să vă țineți capul sus, dacă vă este foarte greu să țineți capul sus, puteți să lăsați jos pe sol. Dacă aveți o canapea la îndemână, puteți face pe marginea canapelei, va fi puțin mai greu din cauza că spatele este sus, dar și abdomenul funcționează mult mai mult. Abdomenul este mult mai solicitat în această poziție decât în această poziție. Continuăm, continuăm. Acum facem înapoi, bicicletă înapoi, da? Puteți face ca și mine pe canapea, ținând spatele sus, rotund, și facem înapoi, încercați să întindeți piciorul. Dacă nu aveți canapea, după cum am spus, puteți face și jos pe sol, sau
cu capul jos, pe spate, dacă nu mai puteți face cu capul sus. Zece secunde. Trei, doi, unu. Foarte bine. Bravo. Vom mai face încă o dată circuitul, după care vom bea o gură de apă, da? Primul exercițiu, pantări înainte. Nu uitați să îndoiți genunchiul din spate. Țineți spatele drept. Încercați pe cât puteți să faceți corect aceste exerciții, să nu vă doară articulațiile. Ultima repetare. Dos întors. Bun. Și acum vom face următorul exercițiu. Mâinile jos. Ne întoarcem pe o parte. Și pe cealaltă. Înapoi sus, cu săritura. Și săritura. Și săritură. Ultima repetare și începem al treilea exercițiu. Mâinile pe șolduri, picioarele depărtate și apropiate. Puteți începe cu care picior doriți. Important este să faceți cu ambele. Mărim puțin ritmul. Facem puțin mai rapid, pașii mai mari. Ținem pulsul sus. Schimbăm piciorul. Facem pași rapid. Încă 10 secunde. Mărim puțin ritmul. După aceea facem al patrulea exercițiu, da? 5, 4, 3, 2, 1,
dezamăgirea canapelei sau jos pe sol. Voi începe la marginea canapelei, bicicletă. Încercați să țineți spatele sus dacă puteți, capul băgat în piept puțin, uitați-vă înainte. Dacă nu aveți canapea, puteți face pe jos. Acum vom face înapoi, bicicletă înapoi. Suficient? Bravo, sunt mentorul de dumneavoastră. Faceți foarte bine. Acum vom bea o gură de apă. Nu foarte mult, doar o guriță de apă. Vom mai face încă un circuit de 4 exerciții. Vom începe cu primul, după aceea vă voi arăta următorul 2, 3 și 4, da? Primul exercițiu, alergare cu genunchii sus. Puteți ține mâinile întinse înainte și să alergați sau puteți cu brațele pe lângă corp. Cum este mai confortabil. Ridicați genunchii. În caz că aveți probleme cu gleznele și vă dor gleznele când faceți acest exercițiu, puteți face alergare înainte și înapoi. Dacă sunteți mult mai avansat, puteți face acest exercițiu în loc. Dacă puteți, faceți acest exercițiu, dacă nu, alergare cu genunchii sus. Al doilea exercițiu, balansări de picior înainte, vă puteți ține de ceva, dacă nu, puteți să vă țineți echilibru așa sau așa. Vom face 15 înainte, 15 lateral cu același picior, după aceea schimbăm piciorul. Bun, și acum lateral. Încercați să nu faceți balans înainte, așa, și după aceea lateral, opriți piciorul aici și de acolo vine balansul, da? Bun. Același lucru, încercați să nu lăsați piciorul să se balanceze înapoi, doar înainte, da? Și apoi lateral. Țin brațul lateral mai mult pentru echilibru. Bun. Foarte bine. Acum, balansăm de picior înapoi din genunchi. 15 cu fiecare. Piciorul întins și balansăm piciorul. 15 cu dreptul, 15 cu stângul. Acesta face parte din al doilea exercițiu de balansuri, da? Nu este al treilea exercițiu. Balansați piciorul cât de sus puteți. Dacă nu aveți
mobilitate foarte bună, puteți balansa doar puțin și mai încet, da? Foarte bine. Al treilea exercițiu. Abdomenul din poziția baianjenului se numesc acestea. Mergem sus cu trunchiul, atingem vârful piciorului și celălalt. 1 și celălalt. Când mergeți sus, puteți să vă rezemați pe cot. În caz că este prea greu, dacă puteți, încercați cu palma întinsă. Palma întinsă, cotul întins și atingem vârful piciorului. Și pe stânga și pe dreapta. Încercați să faceți în continuu, fără să vă opriți. Foarte bine, ritmul este bun. Continuați cât puteți. Încă câteva secunde. Foarte bine. Acest exercițiu se numește cățărări pe munte, din poziție de flotare. Genunchiul vine la piept. Dacă sunteți începători, facem doar stângul, dreptul, încet, nu ne grăbim. În caz că sunteți mai avansați, facem alergări. Alergări cu genunchii la piept, așa. În caz că nu puteți face acest exercițiu, faceți din nou primul exercițiu de alergări cu genunchii sus, da? Foarte bine, mă bucur că am terminat primul circuit. Respirăm de câteva ori. Inspir, expir. Sunteți pregătiți de al doilea circuit? Da? Să dăm drumul. Alergare cu genunchii sus. În caz că puteți, faceți cu piciorul, cu mâna la picior. Așa. Acest exercițiu este pentru avansați. Foarte bine, balanță de picior. Amintiți-vă să nu lăsați piciorul înapoi și apoi înainte, da? Înainte, îl opriți și iarăși. Bun. Lateral, la fel. Nu lăsați piciorul să se încrucișeze. Picior. Și lateral.
acum în genunchi, mâinile jos, 15 balansări înapoi. Schimbăm piciorul. Acesta încă este al doilea exercițiu, da? Bun. Acum pe spate. În poziția păianjenului. Picioarele depărtate. Brațele și ele depărtate. Odată cu picior. Odată cu celălalt. Foarte bine, continuăm. Dacă sunteți mai avansați, țineți brațul întins și atingeți vârful piciorului. Foarte bine. Vom face următorul exercițiu. Pe țară, pe munte. După cum am spus, dacă sunteți începători, facem încet. Un picior. Pe urmă celălalt, dacă sunteți mai avansați, facem alergare. Dacă nu puteți face acest exercițiu, puteți alerga cu genunchii sus, da? Foarte bine. Mai bem o guriță de apă. Mai avem două exerciții. 30 de secunde fiecare. Și vom termina antrenamentul, da? Primul exercițiu. Sărituri cu piciorul înainte și înapoi. Dacă sunteți mai avansați, putem boxa înainte. Întindem un picior, pe urmă celălalt, deci poziție joasă, întindem un picior și celălalt, dacă sunteți mai avansați, întindem și brațul. Ritmul puțin crescut. Încă 10 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Felicitări! Am terminat antrenamentul. Ne vom plimba puțin să ne revenim. Inspirăm. Expirăm. Să ne revenim puțin.
plimbați puțin. Puteți face niște stretching, întinderea mușchilor, înapoi, apoi înainte. Puteți pune piciorul pe ceva și vă întindeți înainte. Puteți întinde brațele, stânga-dreapta, spatele, stânga-dreapta, jos. Bine? Încercați să mențineți fiecare poziție cam 20-30 de secunde. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în acest frumos antrenament. A durat 30 de minute antrenamentul propriu-zis și am făcut încălzire undeva la 6-7 minute. Încercați să faceți stretching încă 5-10 minute ca să vă reveniți. Mulțumesc foarte frumos că ați urmărit acest video și ne vedem data viitoare!